Sărămâna, Adela, o să aduc Prahovea. Suntem, vrem să vă întrebăm despre criza de ulei. N-am nicio treabă. V-ați luat ulei? V-ați aprovizionat cu 2-3 baxe? În general mănânc foarte puțin ulei. Așa. Și deci... Și nu vă sperie toate știrile astea care sunt acum, că vin oamenii și au câte 2 baxuri de ulei? Asta da, când îi văd că iau cu tona... Evident. V-am văzut cu foarte multe cumpărături și voiam să vă întreb de criza de, de ulei. Dacă... Avem medicamente. Doar medicamente? Da, ia uite, așa mai aici, au pungă de medicamente. Și ulei, doamna, ați cumpărat ulei? Nu. Am luat și eu 2 sticle, n-am luat mai multe. Faptul că au început să fie rafturile din magazine din ce în ce mai goale, oamenii au câte 2 baxuri de ulei, cum comentați asta? Foarte rău. Sunt de vină și cei din magazin. Să nu mai dea voie, că toată lumea trebuie să ia, dar nu cu baxurile. Legătură cu criza de, de ulei, ce părere aveți? Vrem să vă întrebăm de ulei, de criza de ulei. Vrem să vă întrebăm în legătură cu criza de ulei. Cum comentați? Nu e criza, atâta. Doamna, ați fost să cumpărați ulei? Nu, că am și nu fac rezerve. Nu vă sperie criza asta nu, de ulei? Nu mă sperie, sunt singură și... Mă gospodăresc, așa, din iarnă, am tot ce-mi trebuie. Cum comentați comportamentul anumitor oameni care se duc și au câte 2 baxuri de ulei? Nu, nu sunt de acord cu persoanele acestea. Vrem să vă întrebăm de criza de ulei, ce părere aveți? Nebunie. Ați cumpărat ulei? Ați mai găsit ulei? Mi-am luat strictul necesar. Cât înseamnă? Câte sticle de ulei v-ați luat, doamnă? 3 sticle. Păi. Și pentru oamenii ăștia care au câte 2 baxuri, ce părere aveți? Au ceva la cap. Și aveți și cu baxul sau doar câte o sticlă? Cu ce fac? Păi dacă vreau să iau 2 baxuri de ulei, aveți 2 baxuri de ulei aici? Am. Aveți și 2 baxuri. Ce părere aveți despre criza asta de ulei, că tot cumpără lumea cu... Câștigă comerciali, să-l măgățesc. Da, da, e nenorocie, dar nici nu avem de unde luăm măcar. Deci nu mai aveți... Nu mai au niște distribuitorii, fac tot. Un bax, 2 baxuri de ulei, cât mai aveți? De ce? Cumpără lumea ulei în perioada asta? Da, de ce să... Da? Păi știți că e criza de ulei și că nu prea mai are nimeni în ziua de astăzi? Ce nu mai are? Ulei, nu mai are ulei. Nu mai are prostie în cap. Ce părere aveți despre cei care cumpără cât un box, 2 de ulei în perioada asta? Nu sunt sănătoși. Da. Să vă întrebăm despre criza de ulei. Nu. Ați făcut cumpărăturile? Nu, eu am. Și-au găsit, dumneavoastră au găsit părinții ulei? Nu știu, că nu am fost ulei. Cetățean, că în fața mea la coadă, băi, frate, luase 6 din astea de ulei. Da. 6 baxuri sau 6 sticle? 6 sticle. Dar zic, ce să faci cu 6 sticle? Ai una, două, maxim. Luase 6. E lumea speriată, probabil, de asta. Vorba unui prieten de pe Facebook, un mare epigramist clujean, Petru Ioan Gârda, care a făcut o postare alcătuită din 4 cuvinte doar. Râncevise-var uleiul. Da. Da, lumea credeți că e speriată? Sau de ce, de da, ce speriată, dar în mod prostește, după părerea mea, speriată. Ați găsit ulei la, la piață? Păi este, este... În abonență, ca dovadă că cetățeanca respectivă luase 6 sticle și... Ia doamna, stați un pic, suntem de la observatorul Prahovea. Nu mă lasă! Stați un pic, că îmi fac și eu materialul să mănânc o pâine! Sănătate! Ați luat tot uleiul! Cu cât ați luat uleiul? Vreau să răspund că nu știu, că nu l-am luat de aici, l-am luat de la piața de flori. Am înțeles. Dar nu știu, cred că 11 lei, cred. 11 lei. Și cum comentați faptul că sunt mulți oameni care cumpără câte 2 baxuri de ulei? Nu am înțeles. Mănâncă uleiul gol, ce-i face? nu mă interesează, și eu dar... cumpăr foarte rar. Vă cred, dar cum comentați faptul că sunt mulți oameni care cumpără câte 2 baxuri de ulei? Oameni nebuni. N-au creier, aia e. Și te rog eu mult, apropie de fiecare produs în parte, să le arătăm celor care urmăresc acest material, care sunt prețurile la ulei în acest moment. Da? Să se vadă foarte clar că sunt câteva rafturi care sunt goale și că magazinele aprovizionează constant